Salutare, oameni faini, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată o să avem niște chesturi super șmechere, adică nimic. Clan chest-ul, dacă se poate pune ca și super mega chest, dacă nu, aia. Și o să mă joc la special event, adică Sudden Death Challenge. Nu prea-mi plac challenge-urile, așa că o să-l joc acum și vedem ce o să iasă din treaba asta. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plângi pe butonul de like. La 1500 de like-uri, suntem super mega forță. Tare aș vrea să-mi dea o legendară din clan chest și să fie fătărul cu înghețat, să-l bag în deck, să-l testez măcar să văd cum îi filmează, totul este bine, hai să vedem ce se întâmplă. Battle Ram și Zopica, ok. Am și aici una alta, poate o să fac asta, azi poate, nu-i sigur. Oricum abia aștept să-i schi chestul ăla să accenda. Arrows și doi porci, ok. Porci cât mai mult, frate, o să ajung undeva la 1400 și practic atunci cred că l-am pregătit pentru level 10, dar nu 100% sigur, dacă așa e, parcă 600 până la level 9, da, ceva în genul, cred că e 800 la, pentru level 10. Deci s-ar putea să am și porc de 10 la un moment dat. Ice Spirit și Barbarian Hat. Trebuie să iau free chest-ul ăla, în fine. Arrows, Chorogirdless, rezervativul cu morți și cuptorul cu microunde, meh, nu cine știe ce. Ciorogârle ziar și vizerdo. Destul de părjale, să așa zice. Crown chest-ul și ne apropie un chest de mare și puternicul clan chest din care n-am mai luat legendar de ceva timp, dar câte am luat? Două până acum. Gemones, Chorogirdless, Skeletonul cu bărbați, am zis, what the fuck. Prezervativul cu morți, Zopica și Giant, cam părjales. Asta m-a avut în shop, am cumpărat doi bowleri, accent e forță. Asta m-a dat la Epic Sunday Free Card. O să dureze extrem de mult până o să fac cartea asta la level 7, dar asta o să urmeze, gen am tornada pentru level 5. Deci cred că o să încerc să o duc și pe asta la level 6, nu știu dacă e diferență enormă, dar o să încerc să le am toate epicile de 6 și după aia o să duc ăsta la 7. Bun. O să pun de cu ăsta pentru că ăsta o să-l joc la challenge. Deși nu mă știu juca la challenge-uri, nu-mi plac challenge-urile, urăsc challenge-urile, dar o să-l joc și pe ăsta. O Valkyrie. 10 cuptoare. Înghețată pe botă. Arrows. Chorogirdless, trebuie să dea toate epicele și rare și alte chestii și nu dă nimic bun. A, ok, două tornade, bă, măcar atâta. Na, e ceva și asta. În afară de asta, probabil că nu o să folosesc nimic de aici prea curând. Bun, deck-ul-i pus. Totul teoretic ok. Hai să încercăm, frate, adică n-am nimic de pierdut oricum. Free, nu știu cât e după aia, cred că e 10 gemuri. Cred. Sudden Death Challenge. E fain că e double elixir, dar în același timp e nașpa că e double elixir, pentru că ăștia știu să joace, eu nu știu să joc. Trist. Să fie oare lockbait-ul? Există șansă? Da, e lockbait ăsta. Bagă aici Inferno Taurul. Ok, nu e lockbait. Greșoala mea. Și încă nu primi nerf Mega Knight-ul. Dar în curând îl execută. Ai mă, pe bune. Pe bune, frate. Pe bune. Dar în fine, măcar îi dau mai mult damage, cred. Ok, nu îi dau mai mult damage. Oh, și mea am pierdut. Nici n-am observat, sincer. Am și uitat că suntem în chestii cu double elixir și din alea. Stăteam super, super, super liniștit, frate. Am mă bate din fireball-uri. Hai că am jucat. Dacă e ceva, ne-am și jucat, a fost fain. Sincer, chiar n-am fost absolut deloc atent la ce se întâmplă. De ce aș minți? N-am de ce să mint. Acum el face cycle la fireball și mă spart. Da, superb. De asta îmi plac mie challenge-urile. Că mă știu juca la ele și faine. Ia să văd, nu mai pot să dau cancel, ok. Bun, am început absolut perfect.
Nu știu, nu-mi plac genul ăsta de challenge-uri în care totul e super haotic, adică n-apuc să stau să mă izboare, să fac manevra aia, oare să fac aia. Numai dai cu cărți, dai cu cărți, dai cu cărți, dai cu cărți, adică mi se pare super, super aiurea. Da, în fine. Aoleu. Aici clar o să-l dăm pe domnul prietenaș al nostru. Ok. Hai mă frate, mă uită-l pe ăsta, bă, dai și bulangiu. Dar măcar acolo face ceva porcu. N-am înțeles care a fost șmecherea cu clona la aia. Asta cred că e un pic mai slab, gen o arenă din aia Fârjales, la cum joacă. Ce bună era aici Poison Akeu. L-am și pus dacă e ceva perfect. Deloc. Dar pe ăsta-l bat, că ăsta joacă super, super rău. Poate că încă nu l-am bătut. Joacă la clone și figurile ăsta. Jboing. O să bage ciorile, ah, ok, nu bagă ciorile. Dar o să le bage și pe alea la un moment dat. Dar pe ăsta 100% l-am bătut, adică nu. Măcar pe ăsta și totuși. Holy păstârnac, uite-l pe fratii meu, ce manevre Hormins 4.2.3 încearcă. Și Vagabond. Mamă, ce faină piesa asta. Be free, zice. Tăgădăm, tăgădăm, tăgădădăm. Ia prea tine. Este, și-am făcut un win. Cred că trebuie să aibă ceva challenge și... Și challenge-ul ăsta gen la... De fapt, quest, nu challenge. El e cu battle winner. Să văd, nu are. Am, nu are din ăla cu bani să-ți ia în plus, în fine. Bun. Măcar banii ăștia să iau. De obicei la challenge-urile astea numai banii mă interesează. Good lotsy. Să fie și de partea ta. Mai bine, nu? O să trimit direct porcul. Să văd măcar așa de test ce de care ce face. Ok, niște skeleton. Ok. Să nu sară și în tower numai, sper. Hai, o, oh, da zopii deja, perfect. Bă, ce faină e piesa asta, nici nu știu cum am ieșit, mă. Pe zonă. Pe zonă, ue. Trompețică, ue. Foarte faină piesa aceasta. Îmi place. Îmi place mult. Îmi place foarte mult. Be free, mâncați aștene și tăgădăm, tăgădăm. Ah, ok. Dar oricum mi-a dat destul de ok damage acolo. Să nu bage Lilieci în spate, că nu. Ok. Profităm încă de Mega Knight, că ci că e OP încă. Până dau ăștia nerf sau ceva în genul. Un nerf oarecum meritat, zic eu, adică totuși e o carte destul de OP. Și m-am mirat că nu i-o dat până acum, dar nu. Boing, și-am câștigat, este. Bine, vericule. Bun, am făcut niște bani aici. Battle winner. Dai cu bani. 500, cât e 2000, a, 1000, dă, uite, dracu. Am crezut că de 2000 aici. O să mă joc pe video ăsta până pierd challenge-ul, gen. Indiferent cât este de lung. Brașov, uite, frate, un bac, un român. Era fain dacă aveam porcul din prima, dar nu. Hai, domnule, lasă-mă să câștig. Nu mă lasă să câștig. De ce ești rău, manule? De ce? What are you doing, my friend? Poate bag un Skarmion ceva? Ok, oh, Sparky. Holy mochi.
The Mooch Power, I love very much Mooch. Mooch is my friend. Aoleu. Shboing. S-ar putea să-l bat pe prietenașul nostru românaș. Rapid, rapid, băga mea și mâna la Patrocle. Shboing, totiche. A, bă, eu n-am pe nimeni să bat acolo ăștia, what the fuck? Poc. Poc. Poizenache pe pretenaș și cred că am pierdut, what the fuck, cred că am câștigat. Este! Uhu! Ce fericire! Vine cu nea porc, îi dăm aici și acum mega scârțarul. Trimitim un porc și l-am bătut. Poc, merge porcul, dă cu ciocanul și sal. Mersi fain, domnule Seiko. Că m-ai ajutat să fac un match corect câștigat, hau. Bun, avem și aia. Ia să vedem rapid. A, numai bani. Dar ok, că practic asta mă interesează în momentul ăsta. Cât mai îmi durează oare asta? O săptămână să fac un 28.000 gold. Cam acolo, cred. Poate două. O să duc goblin la level 13 și după aia mă pot apuca încet încet de cărțile celelalte. Ceea ce este foarte, foarte ghiniue. Deși cred că o să bagi un challenge cu noua legendară. Am și uitat de aia. Cu arcașul magiculos. Trobica, ia să vedem. Cu ce joacă Trobica? Cu ce joci tu, e Trobica, ue? Oh, cu prințesa. E periculos cu prințesa care... El Ciocanes. Are ciocanul mai mare ca și ăsta care se duce cu porcul la atac. Dacă știi cum zic. Ok. Prietinașul e. Și-a făcut prietinașul e. Joci la Pekka, a luat ea și în săbiuță. Să te iau. Să te trag în sabie. Să te duc cu sabia pe sabie. Stai ce? What is that? Cum adică să te duc cu sabia pe sabie, ue? Shboing. Luăm prințesa în sabie, nu o luăm. Dă un poison pentru că o să moară și gușterii ăștia. Și gușterii trebuie să moară, ue. Că e bulangii gușterii. Stai, cum adică bulangii gușterii? Nu înțeleg ce vrei să zici, mai. Ce tot vorbești tu acolo? Acum vorbesc eu cu... Bine. N-ați pățit niciodată să vorbiți voi cu voi, ce dracu. Așa vă comportați de urât. L-am spărgă Durgulaina? Zavala-i dânga pe Legeleugen? Să fie. Este. Banile. Ok, am început super prost, dar văd că merge decent. Ish. Hai, tati. Hai cu banii. Până aici vreau să ajung, sincer. Nu mă interesează alea noi epice, chiar dacă... Nu există șansa să-mi dea niște baluri sau ceva ce să folosesc, dar șanse mici. Până aici, dacă ajung să iau și așa 2000 plus ce mai îmi dă din challenge-ul ăsta, gen, nu știu, vreo 1000 probabil. Șterben. Ăsta e pe șterbeneală. Cu ce te joci tu, ue? Aceasta e întrebarea. Prințesă din nou. Al dracu ăștia cu prințesele. Opa. Opa. Domnșoara Penelopa, ce-a făcut? Cred că știu decul ăsta. Nu 100% sigur dacă e la care cred eu, dar dacă e la care cred eu, e bun rău. Haha, bun rău, v-ați prins. Oh, ok. Ia să ai pretinașule. Pe ăsta lăsăm să dea pe scandal. Pe ăsta îl tragem aici la sulă. Adică la goblinaș, la sulă. Nu vorbiți prostii, copii. Copiurile. Hai că așteptăm să vină toți foterii. Oh. Bun. Dai să pută, prietenaș. Ok. Dacă apuc ăsta să sară, ah, ok, dă target la asta alt.
Haide, domnule porc, du-ti în viteză. Boing. Una. Ok, facem cycle la un Kunzopic, așa am câștigat. De asta o să-l folosim pe mega scârțar aici. Să facă tank, ue. A, să pot să dau un poison. Și am câștigat, este încă un win. Pătrăulea, the attackator of doom. Good luck. Pe mai departe, prietine. Bun, încă un win. Atât mă interesează, un win și practic pot să zic că am câștigat challenge-ul, chiar dacă nu l-am terminat, atât îmi trebuie. Și asta înseamnă 3000 gold, 3500 parcă era, nu? Cred că 500 era aici, 500, 1000, 2000. Plus ce-mi dă aici, deci am făcut ceva gold. Și ar fi perfect să mai iau un level 8. Ori un jucător smurf și joacă fenomenal, ori un jucător bâtă și îl bat. Una din două. Iar prințesa, mă, dar ce au ăștia cu prințesa, mă? Dăm așa, aoleu. Ok, am înțeles, fretinașule, ia să-i dăm la prințesa un pic aici și să-i placă la una alta pe acolo, dacă știi cum zic. It's no good, my friend, it's no good at all, my friend. It's a very, very, very bad ce se întâmplă acolo. Să moară Faringoseptul. Da, ăsta 100% e un jucător care e smurf, vă garantez. Nu știu acum din ce face el smurf, dar ăsta nu-i contul lui de bază cum ar veni. Aia 300% sigur. Hai. Nu de alta, dar îți dai seama gen după cum joacă. Nu-i genul ăla de bâtă totală și... Uite, nu. Din păcate. Holy cârnați, uite-l pe ăsta. Și faci ue, mâncați aștene și... Bun, am apucat o bucată. Avea zop. Dar nu are zop, are pe ăsta, alt mai rău. Reușesc aici rapid. Du-ti, domnule porc! Aoleu, da, aici e bai mare. E bai mare. Zop, am reușit să fac un pic defend. Da, e bai. E a big problem of the doom. Gen chiar e problemă mare, rău. Cred că am belit-o. Da, am belit-o, s-a terminat, v-am zis. Level 8, dar nu înseamnă că e bâtă. Ăsta e smurf toată ziua, du-te dracu să plângi în iad. Ești reg infect. Și mai și spamează asta. Sper să mori în chinuri. Bun, deci vă garantez că ăsta e smurf 100%. Nu e ăsta la 3122 până e cioacă. Ăsta e smurf 300%. 188 de win-uri și deja e la 3000 plus. Da, o dracu. Și-o juca și bine, adică nu... N-ai cum să joci așa la nivelul ăla. Știu cum jucam și eu și n-ai cum. Adică pur și simplu nu știi destul de despre joc încât să joci în halul ăla. Bun, și punctul decisiv. Dacă nu reușesc acum o să fie destul de trist. Aoleu, casa cu morți. Și o să fie destul de trist în ideea în care nu mai au ea 2000 bănicei și nu. Chiar aș vrea să iau ea, că-s destul de mulți bani, în ideea în care eu s-acum pe pârjales mod. Am vrea. Are și el Mega Knight-ul. Să fie oare același deck, dar nu cred. De fapt, stai că n-are cum să fie același deck, pentru că e deja chestia asta aici. O chestie diferită. Haide, ue, scârțarule. Sări prostea. N-apucă să sară prostea. A, mă, și l-o băga și pe ăsta. În fine. Nu țin la alcool, că nici alcool nu ține la mine.
le dăm de lucru un pic aici, așa, ca să nu spargă pe ăsta. Nu de alta. Zbângă laina. Da, mă bate și ăsta. Îmi dau seama după cum joacă. Dacă e să o iau sau nu. Dă un zopi și mi sparge pe toți, normal. Da, m-am bătut, e gata jmecheria. Acum aia e, cât să fă, n-ai cât să fă. Unii joacă mai bine, alții mai rău. Cum se întâmplă, uie, se întâmplă. N-ai cum să câștigi mereu. Nu intră și într-un triple elixir să fac și un pic de spam mai corect aici și așa. Hai frații mei. Frații mei, ce-i grei. Campion păsate din nou. Bine, boss, o greșeală a făcut și l-am spart. Hehehe, te gândăm. Bun. Am avut un pic de bulan cu o greșeală acolo. Pe niște faze. Bun, 2000 de biștarles. Ăștia sunt. Perfect. 21 de minute, ai că o să iasă un episod din ăsta mai fenomen un pic. Cum ar fi să fac acum 3 win-uri la rând pentru 9 epice? Deși m-aș mira, adică totuși 3 win-uri de unde a tabel și prietenașule. Bun. Am cam cel mai prost roaster de început. Deck, cârnaț, pateu. Care sunt șansele să fie gole, mă întreb. Cioro gârlesuri. Oh, lava lun. No, asta nu-i bine, frate meu. Chiar dacă am cu ce să fac defend, tot nu-i bine. Gen, nu-i bine deloc. Adică lava lunui, frate. Oh, mamă. Da. Iță, dă lava lun. Dă-i zoa pe acolo, nu dă. Firar al dracu. L-o da, mă, frate, dar tot deja ba. Tot deja, ba nu, fenomen de costa, frate. E... Bine, fenomen în sensul că e un jet, e doi bani. La valon. Mă cap pe el de la valon. Bun. Bă, am terminat mai rapid, dar aparent nu mai merge. Oricum e ok. Cât 590 e perfect. Am luat o grămadă de bani. Skeleton raton. Ok, de pace. Da, banii, asta m-a interesat cel mai mult. 10 gemuri nu mai vreau să dau pentru că nu mă interesează alea 9 epice. Am luat exact ce mă interesa. Banile pe bani, 76.000, mai intrăm încă 24.000 și o să fac upgrade la goblinaș. După care cred că tornado o să fie următoarea. Astea două, deci mai trebuie după aia încă 50.000 gold să le fac upgrade la celelalte. Ok. Și cine știe, poate pleznesc și eu și un Bulanos Maximus și îmi dă un fătără cu înghețată. Chiar vreau neapărat să cerc deck-ul cu fătărul cu înghețată în loc la electro. În ideea în care dă mai mult splash și mai tank. Și cine știe, poate merge mai bine, vedem. În fine, cam asta a fost episodul, fraților. Mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină, salutare. A, da, și în cazul în care, nu știu, ați ajuns pe aici, pe la 23 de minute deja, să mă arăt bilan dacă mai cine aici. Mi-am făcut public Instagram-ul, aveți link-ul în, nu l-am pus încă în descriere, bine că mi-am amintit și chestia asta. L-am pe... cum n-ai băieți celălalt, pe community tab sau puteți căutați pe Instagram cătă.fit. Cam asta a fost, mersi fain de vizionare, salutare.